Fost demis. Suntem în direct cu domnul Ion, fost ministru al Justiției. Bună seara! Bună seara! Domnule ministru, ați declarat astăzi că atunci când nu s-au respectat avizele, unii au dat cu subsemnatul. Și aș vrea să vă întreb la ce l-ați referit cu acest mesaj, pe care unii l-au interpretat ca fiind oarecum o amenințare. V-ați fi așteptat să se deschidă dosar penal în situația în care PNDL trecea fără avizul de la MJ? Nu, este cu totul altceva. Au fost cazuri precum Belina, au fost alte spețe, chiar și la ordonanța 13, pentru că au fost niște presiuni în acele momente. Au fost consecințe și, într-adevăr, s-a dat cu subsemnatul atunci. Și de fiecare dată când există asemenea opinii ale Ministerului Justiției, ale Direcției de Avizare, ele trebuie foarte atent privite și nu trebuie ignorate. Dacă Ministerul Justiției, prin profesioniști de acolo și în final prin semnătura ministrului, trage semnale de alarmă spunând că nu s-a primit un document în original care putea fi semnat, putea fi analizat, lucrul ăsta trebuie să fie avut în vedere. Lejeritatea cu care premierul Florin Câțu privește lucrurile și cu care ieri Ba spunea că s-a trimis originalul, dacă se trimisese originalul spre a fi avizat, de ce s-a mai întrerupt ședința de guvern, că ar fi putut fi îndeplinite toate procedurile. Deci tot ce s-a întâmplat după ședința de ieri a confirmat că am avut dreptate când am spus că procedurile nu fusese îndeplinite. Am vorbit de superficialitate, pentru că nu am elemente să mă conducă spre o intenție. Lucrurile, chiar și așa fiind, superficialitatea aceasta este foarte gravă și lejeritatea. Bun, tocmai din acest motiv aș vrea să vă întreb care credeți sau care considerați, ce considerați dumneavoastră, care este motivul real, domnule Stelian Ion, din spatele demiterii dumneavoastră, pentru că s-a discutat foarte mult despre PNDL3, desființarea SIJ și concursul pentru șefia parchetului. Care ar fi motivul real? Acum, Florin Câțu nu pare că are o învergură atât de mare cât să fie pe picioarele sale și să ajungă dintr-o dată așa peste noapte un mare lider politic. Ca dovadă, nu a reușit să țină coaliția asta împreună și face niște mișcări care mai degrabă nemulțumește coaliția. Și uitați în ce situație suntem. Florin Câțu primește anumite indicații prețioase de unde, cum și ce fel, nu vreau să fac referire acum, să fac speculații, dar pare că nu e autonom și pur și simplu acționează după cum mi se indică, în stânga, în dreapta, așa trebuie să faci azi, mâine trebuie să faci altfel. Pe lângă asta, faptul că are puțin respect pentru lege și pentru reguli și pentru cuvântul dat, iarăși este un element care a condus la situația de față. De aceea spun că situația procurorilor de rang înalt, situația acestei numiri, este, din punctul meu de vedere, după toată experiența pe care am avut-o la minister și toate interacțiunile pe care le-am avut în aceste luni cu mediul judiciar, din punctul meu de vedere aceasta este miza reală. Eu cred că domnul premier a primit cumva indicație să facă acest pas și a găsit acest moment, acest pretext, repet, e un pretext, n-a avut niciun moment pe care să-l susțină pentru a face pasul. Și a asumat de altă și distrugerea coaliției. Poate indicații, și asta este în planul său. Domnule ministru, indicații puteați să primească doar de undeva, de la un superior, ca atare probabil vă referiți la Klaus Iohannis. Ați spus că este opinia dumneavoastră să în această dimineață ați vorbit despre presiuni. Dacă puteți să ne spuneți dacă s-au făcut presiuni pe dumneavoastră cu privire la acest concurs și dacă dumneavoastră credeți că președintele Klaus Iohannis nu și-ar fi dorit ca dumneavoastră să alegeți șefii în cadrul celor trei parchete foarte importante, DICOT, DNA și Parchetul General. Eu cred că domnul președinte nu și-ar fi dorit să aleg eu care sunt, să fac aceste propuneri, deși m-aș fi
sfătuit cu domnia sa cumva, dacă ar fi avut această disponibilitate. Dar de ce? Da. De ce să nu-și dorească? De ce vă bazați că domnul Robicean a fost în funcție numită de domnul Iohannis? Nu știu de ce. A fost în funcție numită de domnul Iohannis? Nu știu de ce. Nu știu. E opinia mea, v-am spus, e ceea ce cred și faptul că am avut mai multe încercări de a vorbi despre acest subiect, ele nu au fost, lor nu li s-a dat curs. Adică ați încercat să-l contactați pe președintele Klaus Iohannis pentru a vorbi? Da, nu am primit răspuns. Am încercat de mai multe ori, nu am primit răspuns. Este un fapt consumat. Acum asta e situația. Mai departe, important este ce se va întâmpla pe viitor, pentru că miza este foarte mare. Avea oameni care primesc în plic dinainte soluțiile sau numirile, nu e ok. Și de aceea am și propus legislativ să avem o procedură care să implice, în afară de factorul politic, și un factor. E o acuzație, domnule Stelianiu, e o acuzație gravă. Asta credeți că se va întâmpla? Că vor veni, acum că ați plecat de la minister, numiri în plic? Aș vrea, totuși, după această intervenție, să încercăm să-l contactăm și pe domnul Bode pentru a clarifica dacă ar urma să se întâmple acest lucru. Eu nu știu cine va face aceste numiri. Eu vă spun doar că s-a fost presiuni, m-ați întrebat dacă s-au făcut presiuni. Da. Asupra mea nu s-au făcut presiuni să fie o anumită o persoană numită. Însă s-au făcut presiuni în sensul în care s-a ieșit public și am fost criticat pentru motive inexistente. Asta e o formă de presiune. De asemenea, când mi se cere cumva socoteală pentru dosarul 10 august sau pentru nedesfințarea SIJ, este o formă de presiune. Dar pentru procedura aceasta a procurorilor de rang înalt nu s-au făcut presiuni, însă aveam elemente dinainte să bănuiesc că voi fi cumva oprit pe parcursul acestei proceduri și nu se va ajunge la momentul în care să fac propunerile. Chiar am avut asemenea elemente și indicii și iată s-a adevărit lucrul acesta. Bun, acum, că este o opinie sau poate spune cineva că e o speculație, bun. Eu sunt foarte convins că ăsta este unul dintre motivele principale ale demiterii. În rest, poate fi și o strategie, nu știu, mi se pare că se dorește foarte mult să se împingă și Florin Cîțu, din păcate, a făcut pasul ăsta să ne împingă în afara coaliției. Da. Fără să ne dea de ales, pentru că vom vedea, domnule ministru, ce se va întâmpla în continuare. Vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție și pentru toate informațiile pe care ni le-ați furnizat și pe care le-ați furnizat publicului telespectator.